Miruna Milu, pe numele său real, va oferi publicului două premiere. În primul rând, e vorba despre faptul că al doilea sezon al emisiunii de la RXF are cap de afiș o femeie, dar pe lângă asta bomba bombelor se referă la ideea că blondina ar vrea să se cumințească. S-a săturat de singurătate și vrea un bărbat alături de care să-și petreacă viața. Că o fi definitiv sau doar pentru o perioadă. Asta doar timpul poate dovedi. Vreau să mă pun la casa mea. M-am plictisit singură și îmi doresc să-mi fac o relație. Sunt singură de 3 ani și jumătate și simt nevoia de o relație. Un om lângă care să adorm, să mă trezesc, să facem lucruri împreună. Vreau să mă îndrăgostesc, dar cum nu răspund pe social media și îmi place interacțiunea directă cu un om. Am decis să fiu noua burlăciță, am emoții mari. Nu am mai fost la o întâlnire de mult și o să am întâlnire cu fiecare concurent în parte pentru a ne cunoaște, a vedea dacă avem ceva în comun și există atracție. La job nu o să renunț, așa că cel care va fi cu mine trebuie să-mi accepte jobul. Mărimea din pantaloni nu este importantă. Mereu am spus că mă interesează mărimea, dar asta este doar pentru filme, a declarat aceasta. Filmările emisiunii încă nu au început, însă contractul a fost, deja, semnat. Curând, sute de bărbați se vor lupta să-i ajungă blondinei atât în așternuturi. Cât și în inimă, este un test pentru mine pentru că sunt o persoană complicată. Sunt obișnuită să locuiesc singură. Ador să petrec timp cu mine, să am spațiul și intimitatea mea. Consider că o relație se bazează pe încredere și respect. Nu am înșelat niciodată și nu o să fac asta. Dacă el se gândește să mă înșele, o să-l prind, nu are șanse, zâmbește. Sunt curioasă cine se va înscrie la emisiune. Încă nu am început filmările. Bărbații au la dispoziție o lună pentru a se înscrie. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.